Matteo, tu dici che hai speriato. Adesso siamo un video ce ne întâmplă? Mama mea dă găuri în pereți. Să sperăm că nu mai face niciun zgomot. Și astăzi m-am gândit să fac... Vreau să încerc așa, să vă uitați la mine de sus. Mama dă găuri în pereți la ora asta. Bine, hai să începem. Am un video cu alfabetul Janinei. Și hai să începem. Mi l-am scris pentru că eu sunt uitucărău și hai să vedem. Argint. Eu ador argintul și tot ceea ce este inele, minunda asta din argint. Bi. Nu e bi, e b. B, se spune românește, b. Și cuvântul cu b este bo. Voi trebuie să știți că la început când am venit eu în Italia, italienii ăștia spun mereu bo, bo. Și eram disperată și eu și Vali, zic, măi, nene, ce înseamnă mă bo ăsta? Și ne-am dus pe dicționar, și nu am reușit să găsim cuvântul ăsta, bo. Și am întrebat pe vorbe și a spus că e un fel de a spune, nu știu mă, nu știu. Bo. Un alt cuvânt, nu, litera C. Litera C este cu... Nu pot să vi-l spun pentru că este Mateo aici. Este cuvântul pe care îl folosesc eu la orice cuvânt. Sunt o mahalagioaică. Și în italiană și în române... Nu, românește nu, că nu spun prostii românește. Dar în italiană toată ziua cu chestia asta în gură sau... Mereu spun acest cuvânt. Deci este cuvântul cel mai folosit. De ca diamante, cui nu-i plac diamantele, mi-ar place și mie să am, sau poate nu, sau poate da, cine știe. Dacă îi găsi vreun shake de la care să mi-l cumpere, nu mă mai supăra. Trecem mai... E! Eugenia este numele mămicii mele care dă găuri în pereți. F! Mi este mereu foame. Este cuvântul care mă reprezintă din toată puterea lui. Foame! Mi-e foame mereu. G. G. Sunt foarte geloasă. Sunt geloasă pe persoane. Adică... Sunt geloasă. Mă enervează pe mine lumea aia care se dă prea mult pe lângă ei. O altă literă H. H este hotel, hotel 5 stele, este preferatul meu. Ador hotelele la 5 stele, cu toate conforturile și... Bă, mergem mai departe. Încăpățânată, sunt foarte încăpățânată. Sunt un tip care dacă își pune ceva în cap nu se lasă până nu când nu realizează. Nu știu în italiană, în românește cum se spune, dar în românește spune infermieră profesională și sunt eu, adică doctorița aia care am făcut-o eu până acum. Meseria mea. Janina, J de la Janina și de la Justin Bieber. K de la kilograme pentru că am o grămadă! Mai departe, hai să fim serioși aici, domnule. L, sunt obsedată cu lumină. Adică eu pe unde mă duc trebuie să fac un selfie unde e cât mai multă lumină. Vă imaginez pe mine lângă o bombă atomică când fac un selfie pentru că este lumina mult acolo. Aia sunt eu. Eu oriunde îmi cumpăr toată ziua becuri, lumini și până la urmă folosesc mereu lumina naturală pentru că este aia cea mai mișto. Și eu caut mereu lumină și știți de ce? Pentru că lumina mai ascunde și din riduri. Și
Mă, ca Mateo, ca iubitul meu frumos. Uite-l aici lângă mine, că mă pupă. E lângă mine aici în pătuț el. Hai să vi-l arăt. Ta 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 ta. N. Canicu este numele tăticului meu. Tăticu, tăticu. O, oh, sunt foarte onestă. Adică, sincer, nu? Sunt onestă. Da. Ne urmărește? Da. Nu știu, m-ați înțeles voi acolo. Sunt o persoană care spune întotdeauna ceea ce gândește, chiar dacă nu e mereu indicat. Deci ar trebui să ne gândim de vreo... să numărăm până la 10 înainte de a spune ceva, dar asta este. Geamă Insieme este numele canalului meu italienesc. R. Carosella, iubita mea, puișorul meu micuț, fata mea. S. Ca sushi, eu ador sushi, eu aș mânca sushi dimineața la prânz și seara, non-stop. Mie îmi place la nebunie, la nebunie. Dar nu la numai cu crudități, dar și alea. O să vă las pe aici. Serios. Ador sushi. S de la șosete, am o colecție imensă de șosete și mai am și o colecție imensă de doar o șosetă. Nu știu de ce se întâmplă în casa asta. Sunt fantome de șosete care ne fură șosetele, nene. Ne fură șosetele ăștia și rămânem mereu cu o șosetă. Și mama nu le aruncă niciodată. Și avem dita mai punga cu șosete una singură. Cred că se întâmplă la toată lumea chestia asta. Sau numai nouă. Nu știu. Bine. T de la tânără. Sunt o mămică foarte tânără. Cum nu e adevărat? Ești un mincinos. Ia te-ai că sunt de tânărică. Nu e, mă, tânără, mă, ta? Da. A, bine, așa spune, mă. Eu sunt tânără, mă. Chiar dacă nu mai sunt tânără, cum zice Mateo, eu mă simt tânără înăuntru, așa. Am mereu energie și vreau să fac întotdeauna câte ceva să mă mențin. Ț de la ținte. Voi trebuie să știți că atunci când eram eu adolescentă, era Beverly Hills 90-110. Cum era, Mateo? 90-210. Nu vine că l-am aici pe Mateo care mi-a aduce aminte. Și eram obsedată cu... Eta de la piet. Mateo râde de mine aici. Și când ieșea și pe la ziare niște postere, dar eu ce făceam? Le băteam în ținte pe ușa de la cifăier. Și mama mă bătea. Pune aduce pe ținte. Ia și tu niște le-au cu plastru de astea, niște scoci. Nu, eu le băteam în ținte. Făcuse un dezastru pe ușa la cifăier. U de la umilă. Sunt o persoană foarte... Chiar dacă chestia asta nu se potrivește cu hotelul de 5 stele, dar bine, asta este. Eu sunt o persoană care nu o să uite niciodată de unde a venit. O persoană care nu se uită la nivelul social, la bani, la chestiile astea. Sunt o persoană care tratez și la care are același nivel. Important e să fiu om. Cred că calitatea cea mai mare pe pământul ăsta este omenia. Deci, pentru mine ești om dacă ești om, nu dacă ai bani. V de la Vali, frățiorul meu, care cu toți știți că nu mai este, dar eu știu că el e aici pe lângă noi și râde rău de mine când mă vede ține până așa. X, n-am știut ce să spun și v-am spus, am zis Xenoverse, de la Dragon Ball Xenoverse, cadoul lui Mateo de Crăciun, care deja l-a primit ieri, pentru că nu mai putea de plictiseală, așa făcea el. Aolo, să joacă toți pe YouTube la Dragon Ball Xenoverse. Și eu ce am făcut? M-am suit în mașină și am fugit la magazin și l-am cumpărat. Cum nu e adevărat, puturosul, mincinosul? Și când îi l-am adus și și-a spus, na, nu-l vreau, eu îl desfac la Crăciun. Și asta se joacă. Mai departe, Y ca YouTube, lumea mea aia paralelă, care o ador, eu ador să stau cu voi, ador să fac video.
Și vă iubesc, vă iubesc, vă iubesc, pentru că de câte ori am avut nevoie și am fost mai tristă, așa, voi ați fost mereu lângă mine. Și nu numai, mai ales atunci când fac clipuri mai distractive, așa, și voi sunteți fericiți, pe mine mă umple inima de bucurie să văd că pot să dăruiesc un surus celor care mă urmăresc. Litera Z de la Zulu, zic mereu, doar nu ești din Zulu. Folosesc mereu cuvântul ăsta Zulu, adică triburile alea africane. Bine. Și W, what? Zic mai mereu așa, what? Și nu sunt eu prea un englezoaică așa în cuvinte, pentru că voi trebuie să știți că eu n-am învățat engleză la școală, dar pe timpurile noastre erau filmurile alea dublate. Întâi vorbea nenea ăla în engleză și pe urmă venea vocea aia, mai știu dacă mai știți voi, pe timpurile noastre cu casetele alea mari, așa. Și filmele alea m-au învățat pe mine un pic de engleză. După aia am făcut la facultate aici, am fost obligată să fac examenul de engleză științific. Și a trebuit să mă pun nene pe burta bărcarte, acolo am învățat niște chestii în engleză de medicină și așa mai departe, dar nu le prea am eu cu engleză, adică nu e ceva care face parte din mine, pentru că și așa eu românește nu vorbesc bine, italiană nu vorbesc bine, deci să mai bag și engleza mă zăpăcesc, dar mi-ar place foarte, foarte mult să învăț și engleză bine, adică să vorbesc. Și cam asta a fost, sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Îl pupăm și pe Mateu. Și ne vedem la următorul video. Ciao, 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 ciao. Like, 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 like.